ziua! Bucuroși de oaspeți! Doamna Natalia, scumpa mea cumătră, venim astăzi la dumneavoastră cu urări de bine și cu un la mulți ani, căci vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Uitați-vă că astăzi chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și au trimis pe pământ mii de raze aurii dătătoare de viață. Nouă, muritorilor de rând, nu ne rămâne decât să trimitem rugi cerului, să vă dea tot binele din lume. Și v-aș spune așa, dintr-o mie de flori colorate, dintr-o mie de flori parfumate, una este cea mai importantă, trandafirul vârstei dumneavoastră. Fie ca petalele acestui trandafir să vă mențină frumusețea, frunzele să vă mențină tandrețea, tulpina să vă mențină sănătatea, iar spinii să vă apere de dușmani. Și cu părere de rău, noi oamenii nu avem putere să dăm zile vieții. Deci, dumneavoastră vă dorim să dați viață fiecare zi trăite. Ziua de mâine să fie mai frumoasă ca aceasta de astăzi, la mai mult și la mai mare. După cum știți, noi oferim servicii surprize pentru tine. Și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Soțul. Haideți să vedem! Haideți. Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare! Avem un buchet mare, mare. Ceva mai tărișor. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpa noastră, astăzi, la buchetul vieții adaugi al 35-lea trandafir. Lasă-i să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi toate dorințele împlinite. Dacă există ceva mai frumos decât viața, dacă există ceva mai minunat decât un răsărit de soare, dacă există ceva mai pur decât un vis și dacă există ceva mai puternic decât iubirea, fie ca acel ceva să-ți aparțină doar ție, să fii binecuvântată și pe oriunde ajungi să-ți fie drumul pavat cu flori, îngerii păzitori să te însoțească. Îți dorim ca pe aripile celor patru anotimpuri să ți se aducă numai belșug în casă, numai devotament și ajutor în prietenie și numai gânduri pozitive și fericire în inima ta. Cu această frumoasă ocazie îți aducem sincere felicitări, pline de dumnezeire și iubire, încununate de o feierică dorință omenească de a te vedea pururea tânără, să ai multă, multă sănătate, împlinire și vise realizate. Stea ocrotitoare să lumineze mereu supra ta și a celor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce o dăruiești în jur să-ți fie răspătită din plin, cu multă căldură și împlinire sufletească. Te iubim enorm! Ești mămică, ești soție, a părinților mândrie, o prietenă aleasă, mare gospodină în casă. Ești cu minte și frumoasă, o femeie drăgăstoasă. Tu ești caldă, ca un soare, ai o față zâmbitoare, ca o floare parfumată, gingașă și minunată. Meriți ca să fii iubită, adorată, prețuită, să trăiești o viață plină de împliniri și de lumină, sănătate, baftă, bani și un sincer la mulți ani. Cu multă, multă dragoste vine mămica Eugenia împreună cu frățiorul Victor. Felicitări! Știm precis că aveți și dumneavoastră un mic mesaj pentru cei mai scumpi sufletului. Mulțumesc frumos! Emoționam, plăcut făcată și le mulțumesc din suflet că s-a alături de mine. Un vârf și mă. Pentru o femeie, probabil că vocația principală în lume este numele de mamă. Îți felicit cu oameni. Mă mândresc. Îi doresc tot binele de la la mulți ani. Și le doresc să împlinească. Mulțumim mult de toate. Și am mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc,
poate, toate la un loc. Felicitări pentru doamna Natalia, la mulți ani! Mulțumesc!